La noapte cerul va avea înorări și se vor semnala ploi slabe pe arii restrânse în sud-vestul și nord-vestul țării și doar izolat în rest. Punctiform vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și 5 grade Celsius, ușor mai ridicate în dealurile de vest. În zonele joase de relief, local va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de minus 20 grade Celsius. Vor fi condiții de ceață. Mâine vremea va continua să se încălzească ușor, astfel încât valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei în regiunile intracarpatice și în jurul acestora în rest. Cerul va fi variabil, dar dimineața, cu precădere în zonele joase de relief din centrul, sudul și estul teritoriului, se va semnala ceață sau nori stratiformi. Spre seară va începe să plouă, local în vestul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în special în zona înaltă a Carpaților meridionali, iar la cote mai reduse și în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 grad în nord-estul țării și 14 grade în dealurile de vest. În capitală, cerul va fi variabil cu ceață sau nori stratiformi dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 9-10 grade Celsius. La munte, vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul se va înora treptat, iar mai ales spre seară și noaptea va ploua în Carpații occidentali și locale în restul masivelor. Pe creste, la peste 2000 de metri, precipitațiile pot fi mixte noaptea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări, în special în zona înaltă a Carpaților meridionali, iar la cote mai reduse și în munții Banatului. Izolat vor fi condiții de polei.